Dublă premieră la Teatrul Mihai Eminescu, Avarul și o casă nouă pentru actori. Detalii la știrile nopții. Câinii de pe străzile din Botoșani vor fi capturați de un trio. Amănunte la ora 21. Conducerea FC Botoșani pregătește o surpriză oficialilor de la FC Brașov în disputa legată de dopaj. Despre ce este vorba aflați la știrile nopții din sport.